ai sânii mari și nu poți să te închină la primii trei laturi, eu zic să nu te mai machiez, că ești frumoasă și așa. Hai cu mine în urzici, să îți umblu la cari. Hai cu mine în urzică, să-ți umblu la păsărică. Aha, aia mică, mică, mică. Fraților, din păcate s-a primit copyright la piesa lui Nițoiu. S-a primit copyright, fraților? Nițoiu, zice copyright, nu copyright. Nițoiu a făcut o piesă remixă la buzele sale și nu ceruse acordul textierului. Iar textierul a dat copyright, invocând drepturile de autor. Lui Gurzu i-a dat copyright to Snoop Dogg. Still Snoop Dogg, D.I. Guess who's there? Ăsta e Snoop Dogg, dar eu ziceam de Snoop Dogg. Eu am TikTok nou, don't move. Știe Alex Velea ce înseamnă o cuvintă micșorată cu varta de... Și provine de la un implant de păr a căror instrucțiuni nu le-a respectat. Dar totuși să apare așa pe TikTok, tu, regele vizualizărilor. Mă cunoașteți foarte sara, la 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 la. Amintiri din episodul 89. Aici apare plăpându, o femeie de casă, numai bună să o iei. Lasă bostoia că să-l talentului. Aici mă respectați ca ceea ce sunt, doamnă cu p***. Cine mă respectă, îl respect, cine nu, îl f*** în gură și îl f*** în gură cam cu ce. Am ridicat fusta, m-am urcat pe tocul, mi-am ondulat părul, mi-am pus un machiaj, te-am îngenunchiat și să vezi de c***, strag de nu-ți mai trebuie. Toată viața. Să ne imaginăm ceva. Asta îl ia pe Cătălin Talent de bărbat. Cătălin Talent se ceartă cu ea. Asta îl bate pe Cătălin Talent. Cătălin Talent sună la 112. Vine poliția, ia bătaie și poliția și Cătălin Talent. Și vin mascați. Îi bate asta și pe mascați, și pe poliție și pe Cătălin Talent. Chelu, unde ești, mă, mami, mă? Mă, Cheluțu, mă. Mă, mama, mă. Iar te-ai dus, mă, în mașină, mă. Mă, pleacă, mă, tati, acum, mă, mai durează, mă. Cum să stai, mă, atât? Legenda spune că, virgulă, Cori a dat cu măul ăla peste cap. De 11 ori îmi spune. N-am vrut să fiu rău, că ziceam și de cântar. Alo, bună! Bună, bună, cât de tare fost? 150 la nizarea 300 de ora. Alo, iar tu n-o să la curte? Și ce mesele faci? Ce privire are? Dacă și curtele îi închid un miful telefonul? Pentru o viață sănătoasă, evitați oamenii falși, proști. Și pe aia care fumează cuie. Deși dețin în mașini în valoare aproximativă de jumătate de milion de euro, să știți că prefer să merg pe jos. Dar de ce nu zice că i-a luat garda permisul? A? Toată lumea o știe pe Amara. Sau nu? A? Poate ăia care o știu se întreabă cât costă OnlyFans-ul Amarei. Cât costă? $20. Ce-ți trag la m***? Și ce rău i-ar pare lui Amara dacă i-ai trage la m***? Vedeți cum mi se luminează fața lui Amara și se măresc ochii când îi zice Alin că-i trage la m***? Unde ați mai pomenit așa ceva? Cum vă numiți? Busuioc, cum vă cheamă? Ia să văd acolo. Aha, Gabriela, da. Doamna Gabriela care e măturătoare. Și tu ce faci, măci? Ce să vă vin? Eu cred că paznicul mai avea puțin și cerea și scuze că e acolo. A?
Bă, de-abia aștept să termine meciul, să ajung acasă. Am 3 beri de alea mici. Comentatorii TV România abonament, discută cu microfonul pornit. Vine bate la fereastra mea, oh, oh, o cagică cu poliția, oh, oh. Ceaptele-i motorina, mă, băgame-i și f***aniții lui. Hai, hai, cu trăzioara, până de la mărioara, ca merge la pânzea, voi face pătas. 1. Boț, aia nu e trăsură. 2. Ăla nu e căl. 3. La cât de des se scumpește barilul de petrol, o să ajungem să mergem cu taliga. Ai văzut și tu ce-am văzut și eu? A? Parcă-l văzuseră pe Jack, spintecătorul care le ducea la abator. Nu i-a mai văzut de mult pe Rolex și Boleca, așa că hai să servim o doză. Fă, de ce mă înjuri, fă, aschilopată, fă, că eu nu mai pot să-mi dăm doliu, fă, aschilopata dracului, că ți-am puțită. Păi și dacă ești în doliu, de ce p***a înjur, mă? Ai mâini! Am, am. Ai picioare? Da, am. Ai ochi? Am. Are și p*** de 3 metri. Cam am p*** de 3 metri, să știi. Păi tu te-n p*** de la mucarză, te-ar făcut. Ăsta n-are mamă, deci n-are p*** cu să se ducă. Atunci când ai casă cu piscină lângă malul oceanului și vine vecinul în vizită. Deranjez? Bună, sunt Antonella și sunt o femeie trans-romă. În momentul ăsta, acum, în momentul ăsta, îți arăt un video cum te pupai cu doi în noaptea respectivă. Și vii a doua zi și ne spui că ai fost violat. Nu e noaptea respectivă, iubita. Video pe viol. S-a întâmplat sâmbătă. Nu merge, nu merge, e greu cu Amanda. Fă-i ce-o plângare lor. Am și eu o întrebare. Dar de ce toți LGBT-știi sunt romi? Inima! Eu murim de foame, murim de foame. Eu și ca nebunul îi dădea pun în cap că nu mai are bani să-și ia mâncare. Bă, du-te bă la muncă, cu familia în gură. Dacă eu postez pe Facebook că sunt în Dubai și tu mă vezi pe stradă, nu mai complic.